Arestarea aceea a fost foarte interesantă, a fost chemat acolo, mi s-au adus niște capete de acuzare, printre care era influențarea martorilor, procuror Marian German, coincidență și domnia asta tot așa detașat la DNA, ca și șeful de secție Gheorghe Popovici, tot așa detașat și dânsul că detașații, asta era moda a detașărilor. Adică, ce vreți să spuneți? Acești detașați erau aduși special să lucreze anumite dosare? Nu, sau probabil erau... că detașații executau mai ușor comenzile, neavând un suport sigur în spate. Și într-o discuție de 20 de minute mi s-au adus aceste capete de acuzare, prin care faptul că am influențat declarațiile martorilor și prin influențarea, presiunea care eu am făcut-o pe acei martori, aceștia nu au dat niște declarații conforme la ancheta făcută de DNA în cazul Carpatica. La această acuzație a domnului procuror Marian German, eu am scos pașaportul și am arătat că în perioada respectivă eram plecat din țară, la cam la 2000 de kilometri distanță, nu aveam cum să influențez pe martor direct pentru că nu eram la sediul societății. Mai mult decât atât, nu aveam nicio convorbire telefonică, nu vorbisem cu nimeni, nimic în acea perioadă. Și atunci cum e posibil să vă aresteze pe baza... A fost un moment de blocaj din partea domnului procuror, după care a spus, v-am semnat mandatul de reținere. Am întrebat pentru ce, nu mi-a răspuns, a sculat în picioare și a plecat. Adică mandatul de reținere era semnat mandatul dinainte? Era semnat dinainte, dar m-a așteptat cu el acolo, v-am semnat mandatul de reținere, s-a sculat în picioare și a plecat. Și a rămas, asta a fost toată discuția mea cu procurorul Marian German, 20 de minute. A mai fost apoi încă una de vreo jumătate de oră, că văd astăzi că sunt anchete de ghiține câte 10 ore, 12 ore, 14 ore, la mine a fost foarte operativ. 20 de minute odată, 30 de minute a doua oară și cu asta am fost arestat 4 luni de zile arestul central, 3 luni de zile arest la domiciliu, 11 luni de zile control judiciar. Și cum au fost, domnule Rușanu, zilele acelea de arest? Vedeți, arestul central... Condițiile din arestul central sunt mult mai grele și mult mai severe. Asta este o formă delicată de a spune, față de condițiile din orice detenție din orice închisoare din România. Arestul central este făcut în 1953, în perioada comunistă, în perioada stalinistă, cu niște celule groaznice, iar cel mai bine cred că le-a deschis doamna Udrea. Atunci când le-a deschis foarte bine și, într-adevăr, în celule de femei erau 4 sau 5, în celule de bărbați erau 8 și în circa 11 metri pătrați cu baia comună. Atât ați fost și dumneavoastră în cameră? 8 inci. În 11 metri pătrați? 11 metri pătrați. Ce ați pierdut în timpul ăsta, domnule Rușanu? Că bănuiesc că aveați o funcție foarte importantă, să fii președintele Autorității de supraveghere financiară. E o funcție foarte importantă. Bănuiesc că ați pierdut funcția, nu? Deci, doamna Gheorghe, președintele ASF-ului este echivalent cu președintele Băncii Naționale. Unul administrează piața bancară, celălalt administrează piața non-bancară. Deci, exact cum Mugurii Sărescu administrează piața bancară prin Banca Națională, prin Banca Centrală, așa și ASF-ul administrează piața non-bancară. Deci, o funcție foarte mare, sigur că da, dar nu ne mai apăra funcția, ci imaginea ca atare. Imaginea cu care omul respectiv rămâne, prin comunicatul DNA-ului, imaginea distrusă pentru tot ce a făcut doamna Chioveși acolo. Și cu cei din DNA nu răspunde nimeni. Deci acela a fost un instrument de poliție politică. Practic ce s-a făcut DNA-ul în ultimii perioada 2009. Până prin 2014-2015 a fost poliție politică. E foarte grav ce spuneți. Este foarte adevărat ce spun. În clipa în care tu vii cu aroganță, cu aplombul respectiv, să spui noi suntem DNA. Și nu ne lăsăm. Și nu ne lăsăm. Exact cum spunea, hai să nu zicem, securitatea după vremuri, în anii 50. Securitatea în anii 50 nu răspundea în fața nimănui, nici în fața măcar a Partidului Comunist Român. Erau cei de la securitate. Era un ofițer de securitate care nu răspundea în fața nimănui. Cam așa și ea. Noi suntem DNA și nu răspundem în fața nimănui.